primul episod din EAFC 24. Și am zis să-l facem pe Ultimate Team pentru că v-a plăcut foarte, foarte mult seria aceasta anul trecut, în care am evoluat-o de la 12 ore la 24, la o zi, la o săptămână și așa mai departe. Și vom face treaba asta și anul acesta și vreau din partea voastră un mare, mare like acolo pentru că am reușit să ne jucăm FIFA mult mai rapid decât lansarea globală. O să începem această serie cu 12 ore, după aia 24, 72 și așa mai departe. O să vedeți cum evoluează echipa mea de la un episod la altul. Am reușit să fac o super echipă acest episod. Rămâneți până la final pentru că s-au deschis foarte, foarte multe pachete și vreau să spuneți în comentarii care vi se pare cel mai bun jucător pe care l-am prins în episodul de astăzi. Bun, băieți și fete, suntem printre singurii oameni din lume în momentul de față care joacă FIFA. Îi dăm drumul aici cu ajutorul celor de la EA. Am putut să accesăm jocul acesta mult mai rapid. Este marți seară sau ce zi azi? E 19 septembrie. E marți, bă! E marți! Mâine se deschide web-a cu toate cele. Nu știu când vedeți voi clipul, dar începe aici nebunia. Bă, o să încep pe Italia aici. Primele mele 24 de ore pe EAFC 24. Hai să vedem ce repică primul jucător ever. KM, italian. Barella? Nu cred că e Barella. Nu mă, e Sensi, care vezi care are niște statistici decente. Are statistici decente pentru un jucător la OVR-ul lui. Hai să vedem Scalvini, ok, și Retegui. Aceștia sunt jucătorii noștri. Hai să vedem acum cine mai dă FIFA-ul. Putem să boostăm un jucător, hai să vedem. Putem să luăm un jucător pe poziția asta de LM. Mamă, avem un Coman, avem și o fată. Întrebarea e pe cine luăm. Asta este întrebarea. Să luăm pe Chiesa. Bă, Chiesa arată bine. Sau putem să luăm pe Carrasco. Iani Carrasco. Cred că luăm pe Carrasco. Bun, l-am luat pe Carrasco. Hai să vedem ce mai primim. Ar trebui să primim kiturile. Interesant. Avem un kit de la Argentina care îmi place. Kitul ăsta de la Argentina e frumușel. Mamă, dar și ăsta de la Belgia e frumos. Hai să mergem pe Argentina. Și ce mai primim? Ăsta-i de... Mamă, ce frumos! No, nu cred! Am primit de la FCSB! Bă, în fiecare an primesc kit de la FCSB. Bă, în fiecare an. De vreo 3 ani încoace primesc kit de la FCSB. Uitați-vă ce am pe mine. Dar e kitul de away. Eu am third kitul pe mine. Hai să luăm. N-am cum să iau, ești nebun. Și trebuie să luăm ceva așa pe albastru. Bă, nu știu, Victorii sau ăsta cu căluțul. Hai să luăm pe ăsta cu căluțul, arată ok ăla cu căluțul. Și asta este echipa noastră. În 2 minute am făcut-o. Farm the rewards. Deci avem și pachete. Este foarte bine că sunt foarte, foarte puțini care joacă acum și o să abuzez în seara asta. Și culmea e că eu trebuia să plec la sintetic. Eu sunt îmbrăcat de sintetic acum, deci trebuie să mă duc la fotbal. Uitați-vă, am short pe mine. Urmează să plec în 20 de minute, dar am zis, bă, n-am cum să plec la sintetic dacă nu-i dau aici ok la FIFA-ul ăsta nou. Hai să vedem care este faza. Avem aici niște fete, bă, ok, interesant, niște pachete. Mamă, nu știu deloc să umblu prin meniu ăsta. Avem store, avem două chestii în store, avem și FIFA points. Trebuie să deschidem tot acum. FC Founder Pack, ok, și mai avem încă un pack. Loan players pre-order. Hai să vedem ce ne dă din ăsta. Ne dă un Haaland loan. Și hai să vedem și avem încă două loan-uri. Ce ne pică de aici? Vini, Son. Hai să luăm pe Vini. Eu zic că Vini e mult mai bun. Mă rog, că și Son era foarte bun. Și al doilea, avem niște fete. Hai să luăm pe Kier. Asta cred că e cea mai bună, nu? Cea mai bună fată sau printre cele mai bune fete. Era pe coperta FIFA 23 și hai să vedem primul pack mare de anul acesta pe FIFA 24. Right wing, wing, ce? Cine pică? Mă, ce ne-a picat, mă? Ce e asta? Ce mi-a picat aici? A, mi-a dat d-astea, bă. Ok, n-am ce să fac cu ele. Ce e asta? Bă, eu nu mai înțeleg nimica. Arată foarte bine jocul, sincer. Arată chiar foarte, foarte bine jocul. Niște kituri pe aici interesante. Classic packs. Avem aici și preview. Hai să dăm preview la primul nostru pachet. Să vedem. Avem USA CM. Cred că e McKenny, nu? What? Ce echipă e asta? New York. E o fată, bă.
79. Mewis, care până are un card rău, dar nu prea se leagă cu nimeni acolo în USA. Cred că e timpul să deschidem cu FIFA Points. Deschidem cu FIFA Points. Avem 4600, o să deschid să mai rămâne de două drafturi, pentru că două drafturi chiar aș vrea să le joc. KB, USA, Celtic. Cred că e o fată. Cred că, ba nu, Carter Vickens. Ok, n-arată rău cardul lui. Romeo de la Barcelona. Și încă ceva jucători. Ăștia trebuie să-i punem neapărat pe market. Și ăstea n-ai ce să faci cu ele, trebuie să le vinge. MLS nu. Maximizăm tot ce avem aici, maximizăm profitul. Totul trebuie să pui pe market, pentru că n-ai nevoie de jucători acum. O să iei jucători untradeable de la SBC-uri. Al doilea pachetel, al doilea pachetel francez, CDM. Kanté, PSG. Cine e frate ăsta? Eu asta și vezi că are card interesant. Jean-François. Vrancoa. Ok, ok, este o asta. Trebuie să ne mișcăm repede. Oricum am întârziat vreo jumătate de oră când am intrat aici, până s-a descărcat, până nu știu ce. Dar oricum, nu mai contează. Olandez, RB, Feyenoord. E băiatul ăla cu G. Gertruida, care e bun. E meta. Și cred că o să fie căutat, sincer. Îi punem pe toți așa. Ok, aici vindem totul. Bă, se mișcă foarte smooth. Până acum sunt mulțumit de cum se mișcă jocul față de anul trecut pe PC. Spania, ok. Cine? Nu dau seama cine. Lorente! 84 Lorente, nu e rău. Primul jucător 84 care se duce acolo. Un board. Lorente care... nu să-l vând. Deci Lorente nu-l vând, știți de ce? Pentru că s-ar putea să se dea cu mult. El meta, o să-l păstrăm momentan. Pe Lorente, restul out. Hai să vedem. Right wing back. Ok, nu știu pe jucătorul ăsta. Și Frankowski, care are un card interesant. O, Lema, nu cred. Zeița, ne-a picat Zeița. Bă, deci cât hype a primit femeia asta. Asta o știam și eu. Deci asta e printre singurele jucătoare pe care le știu și eu de fotbal. Mama, am dat skip de greșeală. Am dat skip. S-a dat skip-ul. Bă, au picat mulți. What? Câți jucători au picat? Spaniol, lămă. Oyarzabal? Cine e ăsta? Oyarzabal, mă. Are 83, cred că. Da, 83. Dar nu e usable. Adică le doar pentru... Adică e usable. Pentru Poro. Ok, ok, interesant. Bă, dar nu s-a deschis marketul? Ne-a picat. Cine asta? Buki? E o fată. Franci. Bă, arată bine cardul ei. N-am ce să zic. Portughez, LB, PG. Nuno Mendes. Bă, e bun. E bun rău, Nuno Mendes. Cred că o să fie destul de căutat, sincer. Cred că o să fie destul de căutat. Nuno Mendes cu Lopez, care au acolo perfect link, cum ar veni. Păi, cred că o să-i păstrez în echipă Nuno Mendes cu Lopez. Ok, doi jucători interesanți din liga franceză. Voiam să mă duc pe Italia, dar ce să te mai duci? KB, englez. E Dunk, sau cine? Da, Webster, slăbuți. Ivorian, ST. Haller. Cred că Haller e. Care nu știu cât are. 83? Da, mă, are 83 Haller. Ne-a picat primul Hunter. Nici nu știu cu... Cred că e maxim, îl pui la maxim pe ăsta, nu? Hai să-l pun, îl punem, poate facem și noi bani acum. S-a vândut instant Hunter-ul. Wow, instant s-a vândut ăla. Hai să vedem cine mai pică, argentinian, KB. Mamă, nu știu, ești nebun. Conmebol. Am înțeles. Spițe. Spițe, ok, nu știam. Spițe de la Ajax.
Tapsoba. Cred că a picat Tapsoba, care, băi, un card, are un card bun. Are un card bun de început de joc, e și solid. Și uite Dumor, what? Bă, vezi că arată bine, dar ce, what? N-am văzut în viața mea steagul ăla. Haiti. Ba da, am văzut steagul ăla, nu cred. Tare. Englez, rămur. Trent. Trent Alexander-Arnold de 86. Bine rău. L-am prins și anul trecut pe Trent, fix la început de FIFA, și l-am dat cu mult. Chiar l-am dat cu foarte, foarte mult. Nu știu cât ar fi, sincer. Prețul lui real, hai să căutăm pe EasySBC, că dau un preț aproximativ acolo, din câte știu eu. O să-l punem la 20.000. Nu știu, cred că prețul lui cam acolo ar fi. 20.000, îl punem o oră. Scoțian, LB, Robertson. Nu, e Tierney. Ce țeapă mi-am luat. Tierney, care joacă la Real Sociedad. E bun și el, cred că s-ar vinde pe ceva, sincer. Oh, Martinelli. Pică Martinelli, care cred că e 85. Nu, e 84. Bă, e super bun. E super, super bun Martinelli. Camada, pică și el Angelinho. Mamă, Martinelli, vezi că nu știu cât ar fi, dar cred că se duce în 15.000. 46.000 aproximativ. Păi atât îl pun. Îl pun la 50.000 pe Martinelli. Hai, mai deschidem un pachet și rămânem cu 1.000 de FIFA points. Nu mai mult, nu mai puțin de 1.000. Brazilian, RB. Levante, asta e o fată, cred. Hai să vedem. Antonia Silva, care are un card interesant. Bun. Astea au fost pachetelele. Uite și Azpilicueta. Ok, ok, ok. Hai să vedem. Trebuie să vindem din jucători și vedem cu ce mai rămânem. Bă, și foarte tare designul la cardul ăsta, la promoția asta. Mad Ready, promoție cu Nike. Chiar îmi place cum arată. Nota 10, unul dintre cele mai frumoase carduri, designuri. Bă, chiar on point. Foarte tare. Și am mai văzut că era ceva campanie cu Pepsi, s-ar putea. Doamne, ăștia sunt toți jucătorii de pe market. Deci ăștia doi sunt toți jucătorii de pe market. Doamne, sunt efectiv 4 jucătorii pe market. Nu. Ce fani e, nu cred. Am pus aici totul, să sperăm că o să se vândă chestiile. Bă, și cam asta e echipa pe care mi-am făcut-o în jumătate de oră. L-avem pe Lobes în poartă, Antonio, 77 pace, Tapsoba, pe dreapta Frankowski, Nuno Mendes, Oyarzabal, Fazer, care, bă, vezi că are statistici bune, e un box-to-box bun, puțin mai ofensiv, nu este chiar așa defensiv, dar avem aici defensiva Jean-Francois, care vezi că o să rup aici. Mie oricum îmi place CDM-ul să fie așa mai micuț și e foarte bună Jean aici. Lorente pe dreapta, care e starul echipei și, bă, jucătoarea asta chiar îmi place cum arată, chiar îmi place. N-are weak foot-ul ea mare, dar bă, o să fie top, cu Harder în atac și ați văzut că Trent este pe lista de transferuri, asta este banca, avem niște jucători interesanți. Pedro Porro nu prinde primul 11, dar nici nu trebuie să prindă primul 11. O mai avem pe Silva, care arată bine, ca și statistici. Cam asta este echipa pe care mi-am construit-o până acum. Momentan nu am ce să vând, pentru că nu sunt jucători pe market. Sunt efectiv 2 jucători, cineva l-a prins pe Hakimi. Bă, o să mai deschid un pack. Nu știu, vreau eu să mai deschid așa un pack. Și trebuie să ne punem să facem SBC-uri. Hai să vedem. Încă un pack de 150 de FIFA points. Ce ne pică? Englez, KB, Liverpool, Gomez. Dacă e Gomez, e top. Joe Gomez. Oh my god. O să fie top. O să fie top Joe Gomez. Super, super bun. O să-l jucăm. Restul intră pe lista de transferuri. Joe Gomez direct în echipă se duce. Nu cred că o să se vândă foarte, foarte scump, pentru că e 79 și o să pice în pachete. Am mai schimbat puțin echipa și cam așa arată. N-are rost să mai facem nimic la ea. Avem atacant, avem mijlocaș, l-avem pe Lorente, care o să rupă acolo. Asta cred că poate juca și cam, un fel de cam Fazer. Cred că poate să-și facă treaba acolo. Plus că mai avem jucători
de rezervă pe aici, pe acolo. Haideți să vedem ce mai facem mai departe. Eu momentan o să iau o pauză că trebuie să mă duc la fotbal. Păi revin tot la fotbal aici. E bine, boys, am reușit să fac primul pachet mare din FIFA 24, din EAFC. Avem un rare player spec. Avem aici la moments, am zis, bă, mă obișnuiesc puțin cu jocul, îmi formez așa o mică echipă și am zis că mergem pe acest rare player spec care costă 60 de steluțe de genul. Nu vedeți că e fix peste facecam, dar o să-l cumpărăm, vedeți aici 60 de steluțe. Oh, deja se deschide! Uruguay, KB, Jimenez. Araujo! Bine rău! Bine rău de tot, Araujo! Și aveam și pe Lorente. Bine rău pe Araujo, ești nebun? Hai să vedem, Orban, Brozovic, Malasia. Nu e rău și e tradable acest pachet. Deci pot să zic că, bă, chiar a meritat. Am stat, cred că undeva la 30 de minute să-l completez. Ok, Malasia asta e bun. O să intre în echipă și acest Araujo, care cred că o să se vândă destul de bine. Acum o să mă pun să fac ceva obiective. O să încerc să combin mai multe obiective. Nu vreau să mă bag la rai, văd că nu cred că joacă nimeni, sincer să fiu cu voi. Ce vreau să fac acum, să o iau puțin în față la toți jucătorii și să încerc să strâng niște pachete de-astea super, super OP. Așa că voi încerca să fac niște obiective. De exemplu, obiectivele astea de bronz, o să fac din ele și finishing-ul. Adică o să încercăm să înscriem 100 de goluri, ne dă un rare mega pack, și 250 de goluri ne dă un jumbo. Ne dă super, super multe goluri. Astea oricum le faci, dar poți să le faci la squad battles. Ne jucăm și la squad battles cu echipă de bronzi, super, super easy. Și o să facem niște pachete foarte, foarte bune. Așa că revenim când facem pachetelele. E bine, băieți, am reușit să facem acest obiectiv. Bă, sincer, a luat cam o oră, aproximativ o oră. Cred că poți să-l faci și mai rapid, dar e destul de târziu, ora 3 dimineața. Nici nu mai contează. 100 de goluri pentru un rare mega pack, plus încă câteva pachetele pe care o să vi le arăt imediat. Nu, mai avea nevoie de un chip shot și mai luam un 2 rare gold player spec. Mă rog, o să-l deschid după aia, dar nu mai contează. Mai trebuie să joc eu un match cu bronzii ca să mai iau încă un gold pack. Nu sunt pack-uri mari, dar pack-ul cu pack-ul se strâng acolo, ești nebun, adică nu contează. Mai am un obiectiv, dar nu știu. E foarte ciudat că nu-ți dai seama ce obiective ai completat, adică nu-ți arată. Ok, e la stadion, nu ne interesează. Bun, hai să deschidem pachetelele. Mai avem câteva pachetele pentru stadion, dar alea trece repede prin ele. Bun, deci avem 4 pachetele bune. Avem un turer. Bă, până la urmă nu știi ce spică din aceste pachetele. Avem un rare mega pack care ne dă garantat 30, un jucător cu 83 plus. Deci 2 rare mega pack-uri și un gold pack. Hai să începem cu 2 rare gold player spec-ul, care nu știi când îți aduce ceva bun. Italian, RM, Zaniolo. Ok, nu e rău din primul pachet, de la Aston Villa. Bun, nu e rău. Zaniolo și Boanga. Bă, jucător meta, jucător care poți să îi folosești acolo. Hai să vedem și gold pack-ul, care este untradeable. Cred că toate sunt untradeable, dar ne uităm imediat. Germania, KB. Ok, nu știu jucătorul. Jucătoarea, mă scuzați. Eu zic că merită să faci treaba asta. O oră și îți dă două pachetele foarte, foarte bune. Mă rog, îți dă și alte chestii în afară de jucători, dar nu contează. Hai să vedem ce ne pică din aceste super pachete. Unele dintre cele mai bune pachete, cred că e Modric. Modric, bă! Mamă, Luca Modric de 87 OVR. Bă, e primul walkout, nu? Primul walkout pe care îl prindem astăzi. Hai să vedem dacă se mai află ce... Loris, Paqueta, Klosterman. Ok. Și ne-a mai dat niște contracte. Bă, uite și Shadow și... Mamă, cât de tare. Dăm, nu știu, un fundaș central aș vrea, un fundaș bomba acolo. De fapt, am prins Araujo, KB francez, Saliba. Nu e rău, cred că e bun anul ăsta. 83. Bă, vezi că e bun rău anul ăsta. Stai așa. Anul ăsta e foarte, foarte bun.
și mi-a mai dat o fată, un boc o cheamă, ok, dar Saliba e ce trebuie, mamă, și Rașița, ok, bă, sincer, cred că băiatul ăsta o să coste ceva, adică e un fel de Varan, e poate chiar peste Varan. Hai să vedem Hunter. Și ne-au picat doi jucători aici, untradeable. Immobile. Ok, cât o fi Immobile? 85. Mamă, ce pace și shooting are. Bă, vezi că nu e rău Immobile. E bine, băieți, după cam 5 ore de jucat, aproximativ e ora 3 jumate, și o să mă opresc eu aici și o să continui mâine. Cam asta este echipa pe care am făcut-o, o echipă pe meta cu cine a mai picat pe aici, pe acolo. Clar nu o să rămână echipa asta, o să fie foarte multe modificări. Cred că majoritatea sunt tradable, din câte știu eu. Untradeable este Loris și Saliba. Și foarte bine că fac chemistry și bă, sunt niște jucători foarte buni acolo. Și uite, și Paqueta. Și Modric. Ok, deci o să rămână pe aici prin echipă. În rest, mulți o să plece. Martinez, să vedem cu cât îl dăm. Și restul jucătorilor, mai avem câteva carduri meta pe bancă. Gomez cu Nuno Mendes, dar oricum o să fie foarte multe schimbări la echipă, dar voiam să vă dau așa un mic update după 5 ore de jucat. No, nu e nimica. A? LM? USA, asta e fată. Bă, era 85! Păi ești nebun? Cine e asta? Rafina. Rafinoe. No, 85 OVR. Bun, băieți și fete, ei bine, am făcut și un live pe TikTok și voiam în momentul de față să vă arăt cum arată echipa mea după 12 ore de jucat Ultimate Team. Am reușit să termin, o să vă arăt după aia și o dovadă că am jucat 12 ore, n-am stat AFK, sunt ore jucate, să zicem așa. Ei bine, echipa mea nu este definitivă, adică se poate schimba orice aici, oricine vine puțin mai bun s-ar putea să ia locul. Echipa asta e făcută așa și pentru jucătorii buni și pentru chemistry, dar puteți să vedeți în mare parte ce jucători am prins în 12 ore. Bă, mă declar mulțumit pentru că n-am băgat FIFA Points, am deschis doar de FIFA Points-urile pe care le-am primit de la joc. Trent, din păcate, nu este cine știe ce, așa că l-am lăsat aici pe banca de rezerve și joacă Pedro Porro. Cei mai buni jucători pe care i-am prins sunt Saliba, Araujo, Modric și Martinelli. Mă rog, mai este și Marcus Alonso și Nuno Mendes, mai sunt pe aici și pe banca de rezerve, dar cam ăștia sunt cei mai buni. Nu știu cu cât o să se vândă, momentan pe Transfer Market nu este niciun jucător, mă rog, e un singur jucător, atât. În seara aceasta o să se dea și drumul la WebUp când filmez eu, voi vedeți episodul ziua următoare, dar oricum o să continui să mă joc. Urmează mâine un episod de Career Mode, primul episod de Career Mode din EA FC 24, cam așa arată echipa mea, eu mă declar mulțumit, adică în 12 ore mie mi se pare super super ok, am făcut obiective, am deschis pachete, am făcut și SBC-uri, bă, nu v-am mai arătat, am făcut SBC-urile de la Foundation, adică am făcut în momentul de față cam tot ce puteam să fac, hai să vă arăt toate SBC-urile pe care le-am făcut, am făcut Foundation 1, 2, 3 și 5, 4 nu l-am făcut pentru că nu am jucător bronz și nici nu pot să iau. Am mai deschis câteva pack-uri bronz, dar nu au fost atât de bune. Plus că astea 3 nu pot să le faci momentan, că nu am resurse. Nu cred că are nimeni resurse să le facă. Vreau să vă arăt și aici că nu mint sau ceva de genul. Este profilul meu de Steam. Mă rog, nu mai stau în Timișoara, trebuie să updatez chestia asta, never mind. Vedeți aici cât am jucat pe FIFA-ul vechi, când am început acea serie, 137 de ore, iar FIFA-ul acesta 12 ore am jucat până acum și l-am primit aseară, nici 24 de ore nu am de când l-am primit, dar am jucat destul de mult, sincer să fiu, am dormit mai puțin, dar nu contează, s-a lansat FIFA-ul, am jucat aici, ne-am distrat, a ieșit episodul ăsta, like acolo, boys! Urmează chestii foarte interesante pe EFC 24 și ne revedem data viitoare. Pa, pa!